Bun găsit, sunt Adriana Nedelea și urmărim împreună cele mai importante informații. Începem! Reacția purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române după criticile gazetarului Cristian Tudor Popescu la adresa BOR. Să ne rugăm, spune Vasile Bănescu, pentru acești jalnici campioni ai fentării adevărului. Spune Vasile Bănescu în felul următor, cum să comentezi altfel decât în dificila cheie a compătimirii creștine colcăiala criptosocialistă din câteva nuclee mediatice infestate de cristofobia antiortodoxă și din care se ițesc capetele pleșuve și deloc limpezi, analfabete cultural și religios ale unor pseudo-jurnaliști, trăitori în bula lor de fiere, nu în realitatea obiectivă și imediată care îi contrazice constant. Asta scrie Vasile Bănescu, cel care susține că opinia nu reprezintă poziția Patriarhiei, deși este purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Replica vine după ce gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a numit șarlatan pe Patriarhul Daniel. Patriarhul a comparat interdicțiile de la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cu cele impuse de comuniști în 89, spunând așa, autoritățile comuniste au interzis închinarea la moaște, regimul comunist a căzut. În direct cu noi este gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, doamnă Nedelea, vă rog. E limpede că ce a spus Patriarhul Daniel a fost dur? Ce ați spus dumneavoastră a fost dur? Ce spune Vasile Bănescu este dur? E limpede că e nevoie de un dialog echilibrat, onest, fără jigniri. Sunteți de acord cu mine? Vă așteptați la această reacție? Da, vă rog. Vă așteptați la această reacție din partea lui Vasile Bănescu? Nu. Pentru că bănuiesc că domnul Bănescu este preot, este teolog, este om al bisericii. Cum poți să răspunzi în felul acesta? În aceste calități, căci pe cea de purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe văd că și-o declină, o refuză omul. N-are cum să facă asta, este absurd. Ești purtător de cuvânt, ai deschis gura, vorbești în numele Bisericii, nu poți să vorbești în nume personal. Cum aș putea eu să răspund la această... acest jet lung și noroios de vorbe de ocară, de sudălmi, afuriseli, drăcuieli, sictir, pe scurt, babea mătii. Asta înțelege să răspundă domnul acesta, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, la un text critic, textul subsemnatului, intitulat Satană în sutană, este un text critic alcătuit din întrebări, fapte și argumente. Și mi se răspunde, iată, și i se răspunde acestui text cu o colecție de înjurături, pe scurt. Cum să răspunzi la o înjurătură? N-am cum. Interesant este dacă își asumă conducerea Bisericii Ortodoxe acest text. Dacă nu va spune nimic, atunci așa rămâne. E ceva ce vă retrageți din ce ați scris despre Patriarhul Daniel atunci când l-ați numit șarlatan? E ceva unde considerați că ați greșit, că poate ați jignit și de aici și această reacție dură? Nu. Nu, pentru că spre deosebire de acest domn purtător de cuvânt, eu am argumentat tot ceea ce am spus. Cuvântul șarlatan este argumentat de faptul că Patriarhul Daniel folosește o metodă clasică de prostire
în față a oamenilor este o înșelătorie, o manipulare, un fault logic. În latinește se numește post hoc, ergo propter hoc, după, deci, din cauza. Deci ce vrea să spună? Că a căzut comunismul pentru că nici măcar s-a înțeles greșit, nici măcar n-a fost interzis pelerinajul la Sfântul Dimitrie în octombrie 89, ci a fost mutat, au fost mutate moaștele, n-au mai fost scoase în, la acolo unde sunt scoase ele, la, nu știu, la mitropolie, la catedrala mitropolitană, nu știu unde, și au fost duse la o biserică din apropiere. Și acolo a avut loc pelerinajul. Și asta numește o umilire a Sfântului de către regimul comunist, Patriarhul Daniel, drept care, și aici vine, pentru că regimul a căzut în decembrie, comunismul a căzut în decembrie și a căzut în întreaga Europa de Est, nu numai în România, e bine, de-aia a căzut, pentru că au fost mutate moaștele Sfântului de colo-colo. Aceasta este, pe lângă falsitatea strigătoare la cer, la Dumnezeu, a acestei afirmații, este jignitoare la adresa tuturor celor care au murit luptând cu comunismul. Adică a contat mai mult în fața lui Dumnezeu nu știu ce bucată din moaștele Sfântului Dimitrie, un deget, eu știu, o unghie, un fir de păr, decât trupurile celor omorâți de regimul comunist, oameni care au ieșit în stradă ca să îl dea jos acest regim. De altfel este și am adus argumente acolo. Am spus că e încă o absurditate. Biserica Ortodoxă Română l-a susținut pe Nicolae Ceaușescu până în ultimul moment. Și din nou am venit cu date și fapte, am arătat acel comunicat al BOR din 19 decembrie în care îi mulțumea lui Nicolae Ceaușescu, îi mulțumea Elenei Ceaușescu, îi ridica în slăvi mai ceva decât pe Iisus Hristos. Și atunci cum Dumnezeu a dat jos comunismul, sau i-a fost foarte greu lui Dumnezeu, de vreme ce Biserica Ortodoxă a susținut comunismul până în ultimul moment? Asta înseamnă argumentație, asta înseamnă raționament. De partea cealaltă, și fapte, în primul rând. De partea cealaltă, nu au venit din partea cealaltă decât insulte. Vasile Bănescu spune că opinia nu reprezintă poziția Patriarhiei. Ce ar însemna dacă Patriarhia Română și-ar asuma această opinie a purtătorului de cuvânt? Nu cred că o va face. Asta înseamnă că Vasile Bănescu rămâne la Patriarhie, chiar dacă a emis această opinie? Da, Vasile Bănescu va rămâne la Patriarhie și Patriarhia nu o să-și asume această opiniune a domnului în cauză. Așa a fost socotită această mișcare a Bisericii Ortodoxe acum, în politica pe care o face acest partid, care n-a fost niciodată în opoziție, a fost mereu la putere în România, Biserica Ortodoxă Română. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu! Mulțumesc pentru că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi, gazetarul Cristian Tudor Popescu, în direct cu noi, după un răspuns dur din partea lui Vasile Bănescu, cel care este și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, la adresa gazetarului Cristian Tudor Popescu. Gazetarul l-a numit șarlatan pe Patriarhul Daniel, după ce Patriarhul Daniel
a spus că autoritățile comuniste au interzis închinarea la Sfintele Moaște, iar la câteva luni regimul comunist a căzut. După replica gazetarului Cristian Tudor Popescu la adresa patriarhului Daniel, pe care l-a numit șarlatan, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, a venit cu o reacție dură. Atacuri suburbane, spune Vasile Bănescu la adresa bisericii și a părintelui patriarh, dar Vasile Bănescu mai spune totodată că este opinia sa și nu este a Patriarhiei Române. Urmărim firește subiectul, detaliile și reacția Patriarhiei, toate informațiile pe site-ul nostru libertatea.ro. Rămâneți cu noi!